A fost prelungită cu 7 ani valabilitatea cardurilor naționale de sănătate emise până la data de 31 decembrie 2014. Guvernul a aprobat o hotărâre care prevede că, începând cu luna iulie 2020, se generează și se rescriu noi certificate digitale pentru cardurile naționale de asigurări de sănătate emise până la data de 31 decembrie 2014. Termenul de valabilitate al acestor carduri este de 7 ani de la data rescrierii certificatului. Mai multe detalii primim de la doctorul Silviu Drăgan, medic șef în cadrul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Călăraș. Guvernul a luat decizia de a prelungi valabilitatea cardurilor de sănătate emise până la sfârșitul anului 2014. Dați-ne mai multe detalii despre acest lucru. Da, este modificarea unei hotărâri de guvern 458 din 2018 și care permite pentru cardurile care își vor pierde valabilitatea, emise într-adevăr în cursul anului 2014 și care își vor pierde valabilitatea până la nivelul anului 2020, dar și ulterior cele care își vor pierde valabilitatea până la nivelul anului, până la sfârșitul anului 2021, să fie prelungite automat pentru o perioadă de 7 ani de zile. Considerăm că este o decizie utilă, atât ca și impact financiar, în contextul în care pentru tipărire ar fi fost nevoie de probabil mai mult de 150 de milioane de lei. Vorbim de 4 milioane și ceva de carduri care expiră la nivelul anului 2020 și aproximativ 10 milioane de carduri care expiră la nivelul anului 2021. Deci costurile undeva la 150-160 de milioane doar pentru tipărire, după care erau nevoie și de alte resurse financiare pentru a distribui, pentru a ajunge aceste carduri efectiv în posesia asiguraților. Și această măsură doar de prelungirea valabilității termenului de 7 ani de zile presupune niște costuri estimate undeva la 500.000 de lei, ceea ce conduce către ceea ce am spus, că măsura are un impact financiar pozitiv. În afară de impactul financiar, vorbim și de impactul uman și social, care contează foarte mult în această perioadă, în contextul în care trebuie în continuare să găsim metode pentru a ne proteja și a proteja oamenii asigurații, devenirea în contact cu factori poștali, cu angajații ai instituției noastre și cu drumuri care s-ar dovedi inutile. Și atunci prelungirea cardului automată prin simpla introducere a cardului la nivelul oricărui furnizor de servicii medicale din sistem, fără nicio taxă, fără niciun efort, repet, prelungire automată de către softul pe care îl utilizăm, conduce la o mai bună gestionare a serviciilor de sănătate și o prelungire automată cu această perioadă de 7 ani. Oamenii au fost informați să nu mai bată drumul până la instituția dumneavoastră sau să nu mai depună o cerere de prelungire? Noi am utilizat mijloacele uzuale, în sensul în care am afișat pe pagina principală a instituției noastre, am transmis pe adresele și pe canalele de comunicare, pe adresele de e-mail și pe canalele de comunicare ale furnizorilor cu care suntem în relație contractuală, aceste informații în sensul în care să afișeze la loc vizibil, la nivelul cabinetelor, la nivelul cabinetelor medicilor de familie, la nivelul cabinetelor specialiștilor, la nivelul spitalelor, la nivelul oricărei interfețe cu asigurații, că aceste carduri de sănătate se prelungesc automat cu 7 ani de zile și să transmită un mesaj poate simplu și pe care chiar vă rog și pe dumneavoastră să-l diseminați cât puteți, fiindcă ne-am confruntat cu asemenea probleme și în urmă cu 2 ani de zile, în contextul în care atunci acele carduri care expirau, lumea a considerat util să le arunce efectiv. Și prin faptul că au scăpat de ele, le-au aruncat, nu au mai fost interesați, ulterior nu au mai putut să acceseze servicii medicale în sistem și tot la noi au ajuns. De aceea mesajul este nu aruncați cardurile care au termen de valabilitate inscripționat depășit, dar care vor fi prelungite automat cu 7 ani de zile, pentru că le veți putea utiliza în continuare în condiții de normalitate în sistemul de sănătate. Au mai existat, revenind la partea aceasta, ele, dacă au plecat din 2014, au fost introduse în sistemul de sănătate din 2014, ele au avut o primă dată de funcțiune de 4 ani de zile. Și la nivelul 2018, prin acea hotărâre de guvern pe care v-am menționat-o anterior, ele au mai fost prelungite cu 2 ani de zile. La acest moment, 2020, primele expirând, apare această perioadă de 7 ani.
Ținând cont de măsurile restrictive, ce se întâmplă cu persoanele care au carduri de sănătate deteriorate sau pur și simplu le-au pierdut? Se depune o cerere la nivelul instituției sau mergeți pe partea de online? Toate mijloacele posibile le luăm în calcul. Cine poate să vină la nivelul instituției este primit afară de instituție pentru a nu intra totuși în instituție pentru o chestie destul de elementară și simplă și să depună documentele în vederea emiterii unui card nou, vorbim de cardurile deteriorate, cele furate, cele pierdute sau cele în alte situații că trebuie să schimb numele de familie sau alte situații reglementate. Există cu siguranță varianta online, există orice fel de variantă, poate să fie transmisă și printr-o formă de curierat, de poștă, documentele fiind relativ ușor de întocmit, constă doar într-o copie după cartea de identitate, într-o solicitare tip care se poate descărca de pe pagina noastră și în achitarea unei taxe într-un cont bine specificat de 15 lei și 26 de bani, mi se pare, o sumă fixă. Ele conducând către eliberarea într-o primă etapă de către noi a unei adeverințe cu valabilitate de 2 luni de zile care ține loc de card de sănătate. Ulterior, în această perioadă venind și cardul plastifiat la nivelul adresei asiguratului sau în cazul în care nu a venit cardul plastifiat în interval de 2 luni de zile, vom prelungi automat adeverința pe care am dat-o pentru a avea acces la serviciile medicale din sistem. Deci mergem în continuare cu varianta aceasta pentru acest tip de carduri și în continuare va fi tipărit și transmis cardul la persoanele care îndeplinesc vârsta de 18 ani. Cardurile vor ajunge la deținător prin poștă sau pot fi ridicate de la sediul dumneavoastră? Când vorbim de cardul național de sănătate, ele, odată tipărite, sunt transmise prin poșta română către adresele asiguraților. În varianta în care asiguratul nu poate fi identificat, accesat de către factorul poștal la nivelul adresei din buletin, cardurile sunt redirecționate către noi și noi le vom da ulterior către cei care se adresează instituției noastre. Dar dacă vorbim de cardul european, care este tot o formă plastifiată de card și care se folosește pentru servicii medicale, dar în afara țării românești și în cadrul Uniunii Europene, acolo fiecare are dreptul să-și pună propria opțiune. Fie la nivelul casei de sănătate și cu certitudine ele vor ajunge aici și vor fi ridicate de aici, fie la nivelul adresei proprii.